Pot să sugereze că aparțin unor mormânte. Deocamdată noi nu avem oase umane în cercetarea noastră. Fie că mormântul a fost, oricum, sigur, funerar a fost realizat într-un anumit loc, nu în locul în care au fost depuse piesele, și atunci e posibil ca de pe rugul funerar să fi fost recoltate doar piesele de echipament, de vestimentație. Ceea ce e surprinzător este prezența numărului destul de mare de berici din bronz, care erau considerate de către unii ca verici care au purtate în păr, deci verici de păr, dar e foarte probabil să țină de fapt de ornamentica curele propriu-zise care era deservită de această paftă. În cazul nostru, aceste verici, cum este această, arată ca o șaibă, dar are patru lobi și o altă verigă mai mică. Probabil că ele erau fie puse în ordine crescătoare, cum dorea acest beneficiar.